săptămânii trecute a avut loc la Salău, ziua sportului. Peste 1500 de persoane au luat startul maratonului organizat pe Bulevardul Mihai Viteazul, precum și la activitățile sportive de pe platoul de marmură din fața prefecturii. Piața 1 decembrie 1918 a devenit neîncăpătoare odată cu alinierea la startul crosurilor de 10 km și de 3 km. De asemenea, plin de energie, oameni de toate vârstele au făcut mișcare în cadrul jocurilor de volei, badminton, fotbal și basket. Cei mici au participat la ateliere de desen, au jucat golf, frisbee și au făcut întreceri cu trotinete. În 2011 ne-am propus să aducem în comunitatea din Zalău un eveniment de masă dedicat sportului. Cinci ani mai târziu, ziua sportului a devenit un punct de reper pe harta crosurilor din regiune și atrage o participare tot mai largă. Aceasta este cea mai mare bucurie a noastră, a declarat Michele de la Briota, area manager Tenaris pentru Europa de Est. Astfel, peste 140 de alergători au luat startul la Crossul de 10 km, la ora 10, apoi la ora 12, peste 1400 de alergători au acceptat provocarea la mișcare în cadrul Crossului de 3 km. Câștigătorii au fost așteptați la linia de finish cu premii. Pentru cursa de 10 km s-au oferit locul 1 500 de lei, locul 2 400 de lei, locul 3 300 de lei. De asemenea, pe pentru cursa de 3 km au fost acordate premii care îndeamnă la mișcare. Locul 1, un rucsac, drumeție. Locul 2, sac de dormit pentru două persoane. Iar locul 3, accesorii sportive de protecție. Peste 1500 de persoane s-au înscris la tombola la ziua sportului în cadrul căreia au putut câștiga prin tragere la sorți un cor de drumeție, un rucsac pentru drumeție și un sac de dormit pentru două persoane. Cu ocazia evenimentului au fost premiate cu articole sportive toate unitățile de învățământ înscrise în programul de antrenament. Școala mea face sport. De asemenea, a fost recompensată cu un filou de volei școala cu cea mai bună participare în cadrul programului, iar prin tragere la sorți cu un cor de patru persoane, elevi și profesori înscriși. Ediția Zalău a evenimentului Ziua Sportului a fost organizată în parteneriat cu primăria municipiului Zalău, Consiliul Județean Sălaj, Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, Sălaj Plus, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj, Federația Română de Atletism și Biroul Rutier Zalău.